Am un răspuns foarte simplu la întrebarea asta. Mă așteptam să mă provocați cu întrebări mai dificile. Eu provin dintr-o familie, reprezint a patra generație de profesori. Toți din familia mea au profesat matematică. Eu însumi am dat admitere la Facultatea de Informatică și când eram în anul 2 de facultate, s-a înființat atunci Facultatea de Informatică în Iași. Studenții de anul 1 și 2 de la matematică au avut posibilitatea să opteze dacă vor termina matematică pură sau informatică. Și atunci am optat pentru informatică. Ce vă atrage la informatică? Întotdeauna am avut o capacitate care mi-am probat-o cu multe ocazii către latura practică. Da, am fost întotdeauna un practician, un experimentalist. Încă din liceu mi-aduc aminte că îmi plăcea foarte mult calculul, teoria, să le văd aplicat în lumea reală. Da. Cel mai important este să inspiri. Da. Rolul unui profesor, un profesor de succes, da, este acela care reușește să inspire. Capacitățile lui didactice, capacitățile lui de a gestiona conținut științific sunt în plan secund. Este o meserie preponderent vocațională și dacă reușești să inspiri, să vezi ardoare în ochii ascultătorilor, înseamnă că ești bun în ceea ce faci și când constați lucrul ăsta, capeți încredere și atunci devii și mai bun. Bun, e o frumoasă întrebare, îmi place. În primul rând, i-ar trebui un moment de introspecție, să-și dea seama dacă este cu adevărat pasionat de ceea ce face sau este doar un refugiu pentru supraviețuire. Mi-aș dori să am resurse și manete la dispoziție, astfel încât să atrag în sistem, în lumea profesoratului, oameni care să fie pasionați de ceea ce fac. Mai bine și mai mult. Este greu să dai un răspuns quasi unanim la o întrebare de genul ăsta. Pentru că un profesor, fie că recunoaște, fie că nu, trebuie să se adapteze la materialul uman care îl are în față. Da? Nivelul cunoștințelor și elitismul care îl practică sau regularitatea la care se complace depinde și de materialul uman pe care îl ai în față. Eu nu sunt cel mai bun exemplu. Am auzit reproșându-mi se că domnul Giurcanu lucrează numai cu genii și normal că are rezultate. Nu mi-a plăcut să aud lucrul ăsta despre mine. Și în urmă cu 2 ani de zile mi-am luat niște ore și la o școală unde erau cazuri sociale cu totul deosebite. Am vrut să-mi demonstrez mie și oponenților mei că pot face treabă și acolo. Și am răspuns unei asemenea provocări. Chiar dacă eram titular, aveam anumite recunoașteri, prestanță în acolo unde profesam, să mă pun în situația unui debutant care nu are altă soluție decât a lucra în niște medii mai puțin prielnici la început. Și supunându-mă la experiența asta, la provocarea asta, am constatat că chiar și acolo de unde nu te aștepta să poți crește valori. Există copii care merită o soartă mai bună. De fapt, asta e cea mai mare
satisfacția unui profesor, dincolo de premii și recunoaștere și alte măsuri stimulative, satisfacția îi vine când reușește să ridice un elev de la nivelul la care se află la un alt nivel, indiferent care ar fi saltul de unde pleacă și unde ajunge. Când constați că ai produs un salt de genul ăsta, înseamnă că te pricepi foarte bine la ceea ce faci. Tocmai am mărturisit. E vorba că îmi dă încredere că așa cum sunt, sunt un exemplu pentru ceilalți. Deci, încredere. Asta e cuvântul de bază cu care mă întorc acasă după stagiile de pregătire predau viitor. Da. E foarte plăcut să te anime un sentiment de genul ăsta și aș dori cât ori mai multe cadre didactice să simt sentimentul ăsta de încredere. Este o conjunctură în care mă simt că fac parte dintr-o comunitate unde toți membrii au aceleași preocupări ca și mine. Foarte rar se întâmplă lucrul ăsta. Probabil doar, eu știu, în studenție am mai trăit o emulație de genul ăsta când toată grupa mea sau toți care urmam o anumită specializare, pe toți ne interesa același lucru. Le-aș spune că modalitatea prin care trebuie să creeze emulație și satisfacție din partea elevilor la clasă, la să fie atmosferă plăcută, de dorință reciprocă de a fi împreună și de a se vehicula informație, se obține prin alt tip de discurs didactic. Eu sunt adeptul unor idei că profesorul trebuie să învețe elevul să învețe și poate face lucrul ăsta, de exemplu, gestionând, coordonând proiecte pe care le dă elevilor și nu neapărat o temă sau în a reproduce conținutul arid al unei de teoria unei lecții. Din păcate, în momentul de față, l-aș avertiza pe ipoteticul profesor de care îmi spuneți că trebuie să fii înzestrat și cu o foarte mare capacitate de a îndura suferință, pentru că nu cred că o orientare pentru demers project-based în ceea ce privește lucrul la clasă va fi neapărat aplaudată oriunde s-ar afla el. Da. Pentru orice individ care profesează oriunde, nu neapărat că lucrează cu elevii, că este profesor, este foarte important să simtă că este valorizat la locul de muncă, că este apreciat. Da? Atunci când ești din standarde, când răspunzi noilor curente în educație, adoptând curicule al viitorului, s-ar putea să ai și oponenți și l-aș avertiza pe ipoteticul meu interlocutor să fie pregătit și la îndura frustrări venite din partea oponenților. Și eu vă mulțumesc!